Pot să vă spun că astăzi este foarte important, din punct de vedere artistic și din punct de vedere institucional. Pentru că galeria Ipădeanu, Nicolae Tănița, gândește o serie de lucrări care, după cum vedeți, sunt așezate pe cimentii, grafică, pictură, și totodată avem plăcerea și cea mai mare bucurie a noastră este faptul că publicul iubitor de artă se regăsește la noi în prezența dumneavoastră. Observați, avem un distins domn președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, Gheorghe Andreescu. Un alt coleg deosebit, care este membru Uniunii Artiștilor Plastici, Fidelea Galați, un foarte bun portretist și un foarte bun colorist, realizator de nut, după cum vedeți prezentate acolo, domnul profesor Marius. La mine nu mai nebunii, frate. În altă ordine de idei, mi-am propus ca această galerie, care, după cum observați, a fost renovată recent de către primăria orașului Mărlat, consilierii locali. Mulțumesc consilierilor locali și domnului primar pentru un lucru minunat care a fost realizat în acest spațiu cultural. Mulțumesc colegilor și prietenilor, profesor la Colegiul Mărlat. Mulțumesc prietenilor care iubesc arta și au venit astăzi. Mulțumesc elevilor care au venit astăzi de la Colegiul Petreanu și la Patrul. Mulțumesc prietenilor, Gabi Galbăș, prietenilor, în parte multe pe lume. Avem acolo spațiul iubitor de artă. Cheam în parte un prieten de prăvit. Mulțumesc iubitorilor de artă care ați venit astăzi și v-ați făcut pentru a viziona această minunată expoziție. Revin cu plăcere în orașul dumneavoastră, un oraș însetat de vădeu de artă, un oraș în care am descoperit doi prieteni deosebiți. Văd că acum are artă și altul prietenii se drăgește. E vorba despre cei doi expozanți. Îl iert pe Romeo Pălie pentru că a avut puține emoții și nu a prezentat al patrulea expozant, vorba despre Jean Andreescu, artist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, decorat cu meritul cultural prin ordin prezidențial. Dar, scuzați, revin la această expoziție pentru că ea este un semnal puternic pentru această zonă din sudul Moldovei. Este un semnal puternic prin faptul că existați. Este un semnal puternic prin faptul că se produce artă. Este o pepenieră prin acest liceu, o pepenieră de fabricare de noi talente. Îi aveți pe cei doi protagoniști din localitate care au ce spune. Când s-au manifestat prelat în cadrul expozițiilor sau a salarilor sau a tablelor de creație, s-au manifestat destul de important ca, nu ca pondere, ci ca valoare. Expoziția de față este, după părerea mea, un semnal tras autorităților din această zonă de sud al Moldovei, prin faptul că se poate face artă la nivel profesionist. Este, trăim într-o lume în care totul este confuz. Lumea este într-o mare derută, arta este într-o mare derută. Se amestecă profesionismul cu amatorismul, se amestecă oamenii care știu și oamenii care spre timp că știu, se amestecă oameni care
au valoare și oameni care nu au niciun fel de valoare. S-au inversat valorile în ultima parte a trăirii noastre. Acest semnal al dumneavoastră care vine dintr-o localitate, aș putea spune, care până acum nu a însemnat foarte mult în arealul artistic al țării. Iată că, prin vrerea acestor doi artiști, de la Abordare, cu aportul al meu și al soției mele, cred eu că vom face să dispară granițele acestea care ne despart Vastul, Bărlatul, Galați. Va trebui să fim un cerc polarizant în care să emitem în toată țara, să spunem aici sunt valori. Aici trăiesc artiști. Ce să vă spun? Vă spun că Romeo Pălie este un artist foarte prolific. Să vă spun că Romeo Pălie, unde merge și unde ne-am întâlnit în tabele de creație, vă spuneam că acolo unde am mers cu Romeo Pălie și cu colegul lui, el s-a remarcat într-un gestualism, aș putea spune, exagerat. Exagerat în sensul că este mare iubitor de natură. Observați cu câtă pasiune și cu câtă căldură pune culoarea pe pământ. Observați cu câtă vigoare și stăpânește bine suprafața de lucru. Este un artist care lipsește multora dintre noi. Lipsește acest curaj, lipsește această bonomie în a pune culoare. Ne lipsesc la mulți această grandoare cu care punem culoarea pe pământ. Aș putea spune că este preocupat de natură în detrimentul compoziției. Compoziția are structurală în el. Adică nu se poate desprinde, pentru că odată ce ai un astfel de talent, compoziția este inclusă. Ce să-i spun, Romeo? Să continue? Bineînțeles. Cu aceeași pasiune, cu aceeași pasiune. Cu aceeași nerv, cu aceeași nerv. Cu aceeași iubire față de orașul dumneavoastră. Exact. Celălalt prieten al meu, Lupu, Vasile Lupu, nume mare, nume cu rezonanță istorică. Dar Vasile Lupu, aș putea spune că încearcă să fie mai cerebral decât colegul lui. Încearcă să fie mai cerebral în sensul că adâncește mai mult problematica punerii culorii pe pânză. De aceea lucrează mai încet. De aceea lucrează, cum să spun, mai elaborat. Probabil că lucrările lor vor fi puțin mai profunde, mai subjugate interesele compoziționale. Dar amândoi se completează perfect. Amândoi fac cinste acestui oraș. Jean Andreescu, v-am spus, acvarelistă, graficiană și foarte bună coloristă. Vine în compensația tuturor niște lucruri de mare sensibilitate. Nu pot să spun mai multe despre soția mea. Despre lucrurile mele, fac mai puțin. Probabil că am lăsat câteva cataloge să facă, cum să spun, o descriere cât de cât mai amplă asupra noastră. Dar nu suntem noi importanți aici. Dumneavoastră sunteți importanți. Cei doi și cei care vor veni și vor fi sateliții celor doi. Felicitări dumneavoastră, felicitări artiștii. Prefer să cred că fiecare lucrare are un mesaj și ele lucrările vor de la sine, așa că admirare plăcută de care oamenii nu se deschis. Aș dori un lucru deosebit. Domnul doctor, nu mi-e viitor de altă. Fără mă ascultă-mi, spune și nouă cum v-a spus. Ca să vadă lumea cum arată la față. Domnul doctor, vreau să vă spun. Domnul doctor, vreau să vă spun.
Este foarte greu să faci o expoziție, este foarte greu să faci o colecție. Trebuie să ne numărați pe oare în care trebuie să colecți ca toată țara, ca toate județele, să mergi și să aduni și să stai de vorbă cu maestri, să înțelegi ce am vrut să expună, să exprimi fiecare, fiecare în parte, sunt lucrări mai vechi, lucrări mai noi, interbelici care sunt destul de scumpe, destul de cumpărate, dar și lucrări contemporane, care sunt de o valoare, zic eu, corespunzătoare timpului pe care trăim. Eu ce să spun? Din prietenul meu, domnul Andreescu, muzeograf, scenarist la teatru, revist, din scenograf, are o veche experiență în această materie. De la opere de artă care nu au fost întotdeauna prea viu colorate, dar care au avut o anumită profunzime, și până la consecuția din diferite opere pe care le-a prezentat la teatru de revist din Galați. Eu vă mulțumesc pentru cădorața pe mine, vă mulțumesc și am recordat un precedent. Mulțumesc!